Bună dimineața, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou vlog. În acest moment filmez cu noaptea în cap pentru că nu am timp mai repede, deoarece o să am ceva treabă, așa că m-am trezit mult mai repede, nu știu dacă se vede pe ochișorii mei. Însă vreau să vă spun că dacă lăsăm ochii la o parte, vreau să apreciați că m-am întuns, deci țineți-vă găinile în casă că poate le prind și le fură ouăle sau cine știe, le iau pentru o ciorbă și un felul doi. Glumesc eu. Avem o grămadă de subiecte de discutat, așa că hai să apăsăm pe butonașul de subscribe, bineînțeles, și să trecem la ele, pentru că multe s-au mai întâmplat în emisiunea noastră iubită și mulți se dau lei când ei de fapt sunt pisici sau cocoși când ei sunt puișori. Vedem că emisiunea noastră a început ieri și vedeta conexiunii a fost din nou Alexandra. Ce coincidență pe ea și pe Teodora! Acestea două au venit îmbrăcate aproape la fel și machiate tot așa, aproape la fel. Nu știu care dintre ele o copiază pe cealaltă. Poate e doar o coincidență sau poate este o chestie acolo la mijloc, o mică copiere sau eu știu. Se pare că Teodora cam atrage atenția, aceasta pot să spun că este părerea mea, iar Alexandra pe cealaltă parte face orice ca să atragă atenția. Dacă vede că nu mai poate cu dansuri pe conexiune, iese în club și face dansuri pe acolo, dacă nu mai face ea eu știu ce, sau mai nou se pare că se tatuează, fiți atenți că este în stare de orice. Vai, dar ce se mai victimizează solista noastră, Francesca. Vezi, Doamne, că ea a fost atacată și acuzată pe nedrept, că ea n-a vorbit, că ea n-a fost arogantă și toate astea, însă am văzut cu toții total contrariul. Nu mi-a plăcut cum îi reproșa aceasta lui Giulia anumite chestii și totodată nu mi-au plăcut de băieți și de cei din casă care nu au punctat faptul că în momentul în care Giulia s-a băgat să o ajute pe Alexandra, Francesca i-a sărit la gât și a spus că, dar ce ești tu, avocata ei sau ce ești? Mie mi se pare Alexandra o fată destul de inteligentă încât să discute singură sau să poarte o conversație singură, dar în momentul în care Robert avea discuție cu Francesca pe conexiune, intervenea Rebecca non-stop și la fel și Virginia. Nu știu de ce nu au spus și atunci că se bagă și ele, cum i-au spus lui Julie. Vai, când l-am auzit pe Anthony că spunea acesta că Giulia își merită locul în casă și că este foarte, foarte votată, da? Votată de cine? Că mai mult decât de staff nu este votată de absolut nimeni. La fel ca și Anthony și la fel ca și Rebecca, sunt toți la un pachet acolo. Bine a spus Sebastian că nu este loc de comparație cu Roberta, pentru că Giulia are deja un an și ceva în casă și ce a demonstrat? Nu a demonstrat absolut nimic, însă Roberta totuși a demonstrat ceva și cecul pe care îl va lua în 4 august va spune multe despre lucrul acesta. Degeaba spunea Anthony că Giulia este votată și își merită locul, pentru că de fiecare dată când a fost în față s-a întors înapoi. Păi cine a susținut-o ca să se întoarcă înapoi? Stafful? Nimeni altcineva. Aceasta nu este nici o dovadă. Am observat eu ceva, poate ați observat și voi lucrul acesta. Mi se pare că lui Robby îi cam place de Roberta, sau cel puțin de cum arată și de comportamentul ei. Însă este clar că nu poate să spună lucrul acesta sau nu poate să facă absolut nimic, pentru că este prieten cu Sebastian. Dar eu cred că de aici pornește o mare parte din invidia fetelor față de Roberta. Giulia și Virginia cred că sunt deranjate de lucrul acesta, pentru că mi se pare că Robby, în momentul în care discută amiabil cu Roberta, este puțin mai, nu știu cum să zic așa, mai vulnerabil. Nu știu dacă ați observat și voi lucrul acesta. Fetele acolo în grădină stăteau și îl bârfeau pe Robby și spuneau că are un caracter anume, iar Roberta este varianta lui feminină, cumva.
Se pare că Virginia, deși a fost împreună cu Robby și a avut o relație exact așa cum este el cu caracterul lui, acum îl judecă pe acesta și la fel și Julia, despre care nu mai avem ce să spunem. Aceasta i-a căutat atenția non-stop lui Robby, chiar și după acesta a jignit-o de multe ori. Știe, fiecare dată când el a băgat-o în seamă sau i-a dat 2-3 calde, aceasta s-a udat complet. Până la urmă, ea este cea care i-a făcut lui declarații de dragoste și lucruri din astea, nu invers. Este foarte interesant cum cele trei fete din partid, Virginia, Julia și Rebecca, fac bullying la adresa Robertei și nimeni nu zice nimic și nu ia nicio atitudine. Doamna Andrea, pentru că le susține pe cele trei, se face că plouă, însă totul este redat la TV și noi vedem exact ceea ce se întâmplă și pot spune că este un exemplu foarte, foarte urât. N-am înțeles de ce Robert a fost trimis imediat în casa fetelor de către cei din staff. Producția se pare că s-a supărat pe el pentru că acesta nu a făcut materialele dorite cu Francesca și a stat mai mult sau a dorit să stea cu iubita lui, așa că l-au executat imediat. Pentru că nu este casa iubirii, este doar pe foaie probabil, în adevărat, cred că, sau în numele adevărat, ar trebui să fie casa certurilor mai bine. Ce cameră banală am avut între Anthony și între Rebecca, Doamne ferește, ca la interogatoriu, da unde ai fost, da cu cine ai fost, da erau fete, da cât era de mare, da tu ai stat în apropiere, da eu știu, un interogatoriu banal venit de la Habibi, fata care a vrut să fie pe insulă, după ce aceasta a fost prinsă că în timpul emisiunii și în momentul în care avea cunoaștere cu cineva în casă, vorbea cu altul la telefon și făcea fel și fel de declarații, cum că voiam să ies pentru tine, că și asta e declarație de loialitate și de importanță, mi se pare total, total banal și de fiecare dată când îi văd pe cei doi mai nou, îi pun pe mut. Le-au mai pus și piesa pielii, ca să nu mai zic ceva, că de când aceștia doi și-au însușit această piesă, am început să o urăsc, deși este o melodie foarte, foarte frumoasă. Vai, câtă apropiere între Alexandra și Patrick. Se pare că gazela țopăie din ce în ce mai mult pe lângă el, însă leopardul Patrick se pare că nu prea acționează absolut deloc, deși aceasta se străduiește din răzputeri ca să îl impresioneze. Totuși, Teodora, după ce a asistat la aceste scenete dintre cei doi, se pare că nu prea a fost deranjată, dar nici impresionată de sunetele gazelei la împerechere. Ce frumos împachetează Patrick tot și ce frumos vorbește cu toate fetele. Acesta, dacă nu este părintele lor, este prietenul unora. Știe, bineînțeles, să vorbească și să se lingușească pentru ele, pentru că, în final, are nevoie de voturi și strategia și materialele trebuie să continue. Dar acesta, deși are tangență cu toate de acolo, nu face cuplu cu niciuna. Se spune că acesta este probabil să fie însărcinat, ca și Larisa Groza, și de aceea nu face cuplu în emisiune. Ba mai mulți pe internet spun, și acestea nu sunt vorbele mele, dacă cumva le aude Patrick, cu tot respectul, nu sunt vorbele mele, dar țin să le spun aici pentru că le-am văzut de foarte multe ori spuse și fără nicio supărare, lumea pe internet spune că acesta ori are pe cineva afară și ar fi posibil lucrul acesta pentru că în emisiune nu prea face nimic, ori este gay. Din ce am văzut ieri în emisiune, mie mi-este cam clar că Francesca nu dorește absolut nimic cu Bogdan, dar cred că și acesta a cam mirosit-o și el cred că este de aceeași părere, nici el nu cred că vrea absolut nimic cu ea. Și în discuția lui cu Moldo spune că și el a văzut că aceasta are o atitudine mai arogantă în anumite momente. Și mi se pare, Moldo, că el este destul de imparțial în casă până în momentul de față. Adică n-ar fi avut de ce să o acuze pe aceasta de ceva, mai ales că e și fată nouă, dacă nu ar fi văzut lucrul acesta. Și am ajuns și la promo-ul de astăzi. Avem gală și este duminică și poate trebuia să vă spun asta la început, dar vă doresc o duminică binecuvântată. Lăsați că o să spun și la sfârșit. Deci am ajuns la promo-ul nostru și deși este o discuție mai aprinsă între fete, vreau să trec la următoarea
secvență din promo în care Anthony se ceartă cu Sebastian și Anthony vine cu un aer de ăsta de aroganță, de cine miz eu, că sincer, dacă aș fi fost în Sebastian, i-aș fi făcut o baie în piscină. Puțoiul ăsta nu realizează că el are doar 21 de ani și vine cu aroganțe din astea, băi, și dacă ești deranjat de o discuție sau ceva, spui frumos, dar nu, nu-ți mai permit eu ție sau stop până aici sau eu știu. Cine te crezi sau cine se crede băiatul acesta, că nu înțeleg? Rebecca, o puștoaică de 19 ani sau 20 cât are, a măturat cu el pe jos și l-a făcut domnișorică. Sunt foarte curios cum o să reacționeze Sebastian, mai ales că el este și mai impulsiv așa și mușchii mei minte nu are, nu cred că îi trebuie, de fapt nu cred. Știm foarte bine că lui nu-i trebuie prea multe ca să se enerveze, dar eu vă spun din punctul meu de vedere și cum ar fi fost dacă aș fi fost eu acolo. Pentru că n-aș fi permis unuia de 21 de ani care practic n-a realizat absolut nimic în fața, în viața lui până în momentul de față și mai este și fals acolo în emisiune că toată lumea îl vede, baș mai și bate o puștoaică joc de el în toate felurile, să-mi spună mie pe un ton de aroganță din asta și superioritate cum se crede el acolo sau eu știu așa, astfel de lucruri. Nici de cum n-aș fi acceptat și m-aș fi descalificat cu el. Dacă, mai ales dacă aș fi fost în locul lui Sebastian, care singurul lucru care îl ține în casă este Roberta. Dar o să vedem mâine ce va fi și cum vor decurge lucrurile. Am ajuns și la sfârșitul acestui vlog, dragilor, și dacă și voi ați ajuns cu mine până în acest moment și v-ați uitat, vă rog frumos din tot sufletul să apăsați pe butonașul de like, pentru că pentru mine este foarte important, să vă abonați la canal, subscribe-ul ăla micuț acolo dacă nu l-ați apăsat încă și să reveniți pentru următoarele vloguri. Dacă doriți, puteți să mă ajutați și cu o distribuire, pentru că pe mine vă ajută foarte mult. Pot să vă spun acum că vă doresc o duminică binecuvântată, multă sănătate tuturor, poftă bună să aveți astăzi și distracție plăcută dacă mergeți undeva, pentru că dacă nu o să vină ploaia, noi o să mergem așa în cuplu frumos cu frățiorul meu și cu iubita lui, probabil la o piscină sau undeva unde să ne relaxăm. Așadar, vă doresc tot binele, toate cele bune, vă pup din suflet și ne revedem data viitoare la un nou vlog.